mare sigur. Duminică la ora 10, lansare de carte de nota 10. Din păcare, publicul cititor, colecționarii interesați și-au... Da, am primit o informație prețioasă, trebuie să țin microfonul mai aproape. Vă mulțumesc pentru grijă. Salutăm prezența poeților de la Satu Mare. 1, 2. 3, 4. Domnul Bogdan, tu auzi. 1, 1. Asta bun încă și așa. Probabil. Și ăsta trebuie să fie în regulă. În general, duminica la ora 10 erau întâlnirile colecționarilor la Asociația Filatelică. Am considerat pentru memoria celor care din 58 au făcut filatelie organizată, 1958, organizată la Piatra Neamț, să... și în memoria lor, să ne întâlnim tot la ora 10. Seriozitatea nemțenilor este proverbială sau de poveste, ceva pe aici. De ce spun asta? S-au făcut apeluri, s-au dat mesaje pe Instagram, pe Facebook, rezultatul se vede, nu mai sunt locuri libere și vă mulțumim vouă care ați venit pentru faptul că ați acceptat și ați reacționat la invitația și propunerea noastră de carte. Ne-am întâlnit astăzi pentru a prezenta, în primul rând, o carte monument, Purtau Românește, o istorie ilustrată a portului popular românesc. Un proverb românesc spune, multă lume vede, puțină lume cunoaște. Este o carte care ar merita să facă parte din bibliotecele, în primul rând, ale muzeilor și pe urma celor care fac achiziții și colecții în domeniul de patrimoniu. Este o istorie a portului popular, plecând din cele mai vechi timpuri și până în ziua de azi. Este o istorie a portului popular românesc din provinciile integrate actualmente în România, dar și din provinciile sau din zonele unde locuiesc români. Este o carte care prezintă atât portul românesc, cât prezintă și portul minorităților. Armeni, greci, italieni, sași, secui, evrei, maghiari. Este o carte care a însemnat multă documentare, înseamnă munca, putem zice, de o viață, munca și de achiziționare a imaginilor care fac povestea mai frumoasă și o fac și pe înțelesul oricui care poate nu este documentat cu privire la denumiri, dar vede frumusețea, simplitatea, modestia portului popular. În afară de cartea despre care vom vorbi, am pus pe acest șevalet al cărții, pe această masă cu cărți, vitrină cu cărți, realizările colecționistice ale noastre, ale domnului inginer pensionar Constantin Pacilea, ale mele și ale altor colecționari din Piatra. Dar despre ele vom face un mic capitol mai târziu. Am să dau pentru început, pentru că orice autor trebuie să câștige prin vorbele sale. Pe mine m-a cucerit de mulți ani prin dovada de acribie în muncă, prin seriozitate și prin pasiune. Și las pe el să vă cucerească și pe dumneavoastră, să vă îndemne nu numai să priviți cartea, care este un fenomen pentru mine și ca librar, și ca cititor, și ca om de cultură, este un fenomen îngrijorător, multă lume privește cartea, privește la carte,
dar nu caută să pătrundă în substanța ei. Indiferent că este vorba de carte de colecție, indiferent că este vorba de poezie din nordul țării sau din sudul țării, de proză, de ficțiune. Domnul Constantin Pațirea, autorul cărții Purtau Românește, o istorie ilustrată a portului popular românesc. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc că sunteți prezenți. Îmi place să cred că fac parte din această talmă a oamenilor curioși, a colecționarilor, pe care am încercat să-i reprezint și cărora m-am adresat multe din realizările mele. Cartea aceasta reprezintă un stadiu la care am ajuns eu în calitatea mea de colecționar, vechi colecționar. Această pasiune începe prin lucruri simple și vă voi spune cum a fost și în cazul meu. La început îți plac anumite lucruri, îți stârnesc interesul, dorești ca să le ai personal, ca să poți avea acces la ele oricând și în condiții cât mai comode, începi să le achiziționezi. Încep să se adune la un moment dat o anumită cantitate. Încep să spui probleme. Descoperi tot felul de indicii, tot felul de tematici, tot felul de subiecte tratate de către obiectul de colecție. Și atunci îți alegi din paleta de plăceri personale acele tematici care au o influență, cu care te potrivești, care îți plac mai mult. Ar fi așa aceasta o altă etapă, ca după aceea să începi să le studiezi în amănunțime, să te intereseze autorii, să te intereseze tehnicile de redare a imaginii. Și mai poți face după aceea încă un pas. Prin relațiile pe care le ai și cunoștințele pe care le ai, îți dai seama că nu ești singur pe pământ, că mai sunt alți mii și mii de colecționari în țară și peste tot în lumea aceasta. Încep să-ți iei curajul de a ieși cu mica ta comoară în lume. Încep să-ți realizezi primele exponate și să te prezinți cu ele la expoziții și concursuri care au loc în marile centre în care își desfășoară activitatea colecționarii. Eu am trecut prin această fază și sper că am ajuns în ultima fază așa, a evoluției colecționarului, cea în care privește în urmă și începe să scrie despre pasiunile lui. Adică a acumulat un asemenea bagaj de cunoștințe și asemenea cantitate de piese de colecție, încât poate să-și permită să îndrăzească acest lucru. Aceasta este o exprimare a mea, o lucrare pornită de inimă, care, a unui om care, cum spune în prefață, și voi aminti despre cel care a făcut prefața mai târziu, unui om care iubește portul popular românesc și tradiția românească. Eu am văzut în portul popular un simbol al poporului nostru, al nației noastre. Alături de limbă, portul popular dă specificitate și țării, dar și fiecărui teritoriu de pe cuprinsul ei. Și faceți distinția între români și celelalte naționalități de pe teritoriul țării și popoarele care trăiesc în jurul României.
Nu s-ar fi putut scrie această carte dacă nu aș fi primit un ajutor hotărător, decisiv. Este cel din partea prietenului meu, sper să pot zice acest lucru, Viorel Nicolau, care primind spre cunoștință această lucrare s-a ocupat de restul manoperii la care eu vă declar nu mă pricep absolut deloc și nici nu vreau să mă pricep. Scrierea acestei cărți mi-a dat sentimentul acela parcă am făcut ascensiunea cea globului sau unui munte. Se face greu, dar e plăcut, e frumos, iar când ai ajuns în vârf, te bucuri de perspectiva întregului traseu pe care l-ai parcurs și a întregului mediu care te înconjoară, a naturii care te înconjoară. Mulțumesc pe această cale, în afara lui domnul Viorel Nicolau, celui căruia i s-a adresat spre a-mi face o referință asupra lucrării. Și vă spun drept că am fost impresionat, e puțin zis. M-a copleșit, m-a emoționat în totalitate. Este vorba de domnul profesor dr. Lucian Strochi, căruia îi mulțumesc în mod deosebit și sunt recunoscător și nu mă așteptam să aibă asemenea aprecieri la adresa mea și a mea cât a lucrării. Acum, despre carte, e greu ca să vă spun în cuvinte, ea vorbește mai mult prin imagini. Cea mai mare parte a lucrării reprezintă piese de colecție, reproduce în cea mai mare parte a portului, bineînțeles, clasificat pe teritorii, pe provincii, pe zone, așa care scoate în evidență atât specificitatea zonei respective, cât și unitatea portului popular la nivelul întregii noastre națiuni. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și mă iertați și mai ales cei care sunt de specialitate. Îi rog să mă scuze că am intrat într-un domeniu la care eu sunt un amator și am îndrăznit să abordez acest domeniu. Mulțumesc! Mersi! Fiecare cu microfonul lui. Da, emoțiile iarăși îl covârșesc pe colegul meu. Dar nu e numai asta. Orice operă se cere admirată. Orice operă se cere perfecționată. Noi am început cu câteva cărți despre personalitățile județului nostru. Am continuat cu locurile frumoase din județ. Și asta am făcut-o cu imagini și texte documentate pe zone, zona Romanului, zona Târgu Neamțului, zona Bicaz, Valea Muntelui și, bineînțeles, Piatra Neamțu. Piatra Neamțu cu un capitol de 1500 de fotografii, doar de artistul fotograf al Curții Regale, Adolf Chevalier. Adolf Chevalier, elvețian, născut în România, din părinte elvețian și tatăl elvețian și mama româncă, român care a obținut cetățenia română la vârsta de 61 de ani. Pasul următor a fost să părăsească România, dar a lăsat cea mai bogată colecție de fotografii descriptive ale județului nostru, ale Moldovei și nu numai, ci și a părții de țară unde a viețuit, inclusiv aici, Cernăuțiu cu Bucovina și Chișinău cu partea de Basarabia.
fotografiile pe care le-am estimat noi în urma unor îndelungi gâlceve filatelice au fost despre județul Neamț cam 3000 de imagini în final, cu construcții plus, la care se adaugă imaginele de atelier, fotografii de familie și portrete. Anul acesta aniversăm 140 de ani de la nașterea fotografului care a ridicat Neamțul la rangul de artă în costume populare, care a arătat, prevăzând parcă că vor dispărea activități, ce înseamnă meșteșugurile, ce înseamnă viața la țară, ce înseamnă costumul popular, ce înseamnă chipurile deosebite de oameni cu fotografiile de aproape, de departe, cu un zoom, folosim termenul de astăzi, deosebit, arătând ridurile, trecerea anilor, dar și figurile tradiționale, tipice unei zone de muncitori forestieri, de plutași, dar și de muncitori agricoli. N-am putut să trecem prin județul nostru fără a aminti mănăstiri, schituri din județul Neamț. Și ca să putem pune față în față fotografiile vechi, cărțile poștale de acum 100 și începând din 1898 până în 1940, am căutat să le punem față în față cu imaginele din anii 2000. Și pentru asta a trebuit să străbatem tot județul pe drumurile cu care unii se laudă în ziua de azi, dar pe care noi le-am bătut și am văzut că nu sunt șosele asfaltate, ci chiar în centre de comună am găsit ulițe pline de pietriș și lut. În secolul 21, țară europeană. Am găsit oameni care ne-au sprijinit în demersul nostru colecționistic, cartografic și catagrafic și ne-au dat amănunte cum s-au schimbat monumentele de for public, chiar și monumentele comemorative. În funcție de regim, fiecare administrație a mai adăugat sau mai șters ceva din ceea ce s-a făcut. În județul Neamț, dacă mergem, vedem monumente sub semnătura lui Puschiasis, Carol Zanei, care s-au, cărora li s-a schimbat forma inițială, și în anii 2018 au apărut noi inscripții la care sunt oamenii vremurilor de astăzi și undeva scris ca o semnătură manu propria, semnătura autorului sculpturii de acum 100 de ani, care nu are nicio legătură practic cu monumentele. Exemple sunt la Zănești, la Podoleni, și în mai multe localități din Neamț. Am trecut peste schituri și mănăstiri, am avut bucuria să mâncăm mâncare de poș și să dormim în chilii mai mult sau mai puțin încălzite, dar am făcut o serie de trei cărți. Eu am numit o perioadă albastră, copiii puțin din lumea artei și împreună și cu colegi și pasionați istorici, am mers mult mai departe în studiul nostru imagistic și am trecut și la partea de istorie. Nu ne-am adresat cuiva anume, am căutat să facem lucrurile cât mai clare și mai frumoase, simple, precum era portul popular și precum este portul popular românesc, cel adevărat, nu cel imitat din China sau de pe alte vapoare foste, poate, ale noastre. Am găsit că e normal, ca să împletim zona de religie, zona de credință, cu zona portului popular, să amintim și de minunile Neamțului. Și aici, iarăși, un alt traseu, o altă vară și pentru finalizare și câteva veri pentru documentare, am mers în toate locurile județului, am căutat și casele vechi boierești,
care în perioada comunistă au trecut prin grobianismul nostru și au fost transformate ba în graviuri, ba în sedii de ceape, în cazul cel mai bun în școli sau în cămine. Și la ora actuală avem, dau exemple, nu am de ce să mă feresc, la Tupilați, iarăși la Podoleni, la Grumăzești, unde am avut un șef de cultură și care nu a făcut aproape nimic pentru conacul Caragea, și în alte locuri unde se simte că mâna patrimoniului nu s-a întâlnit cu mâna administratorului și cu mâna potentă a celui care are bani. Ca, la un ton mai optimist, n-am putut omite faptul că pe meleagurile noastre au fost multe evenimente cu familia regală. Au fost locuri pe care le-au vizitat începând din 1868 Carol I și doamna Elisabeta, continuând apoi cu principele și principesa și apoi rege Ferdinand și Maria, continuând cu Carol al II-lea, care pe aceste meleaguri și-a deschis ochii spre frumusețile feminine ale neamului românesc, trecând peste Mihai, care și el a fost și cu mașina, și la volan de mașină, și însoțit prin locurile frumoase de munte și de zona de mănăstiri, cu principiile Nicolae, care în 1930 a organizat la Piatra Neamț una din puținele jamboree, și am trecut și în perioada contemporană, amintim puțin și de legăturile familiei regale de promovare și cultivare a tradițiilor românești într-o carte pe care am intitulat-o, zic eu, inspirat, Mesagerii ai portului românesc, familia regală. În perioada de după 90 am început să ne dezvoltăm educația financiară. Mulți dintre noi n-am stăpânit-o înainte. Și pentru a aminti de lucrurile din trecut, am adunat materiale și am scos o carte cu acțiunile de pe vremuri, inclusiv acțiuni de pe Valea Bistriței, a fabricilor Bistrițe din Neamț, acțiuni bancare, obligațiuni, bilete de bancă. Numismatica am lăsat-o mai la urmă, eu. Domnul și colegul meu a scos o carte despre medalistica românească, începând de la prima medalie care se referă la ținuturile românești din timpul lui Iancu de Hunedoara, cu cel care a marcat-o, maghiar, și ajungând până la perioada regalității, n-am vrut să intrăm în perioada comunistă pentru că era un material mult prea vast. Și am avut surpriza să vedem cât de apreciați au fost unii români cărora li s-au acordat medalii, cărora li s-au tipărit bagnote în diferite țări ale lumii și cam pe toate continentele. Despre purtau românește, cuvintele spun mult prea puțin față de cât spun imaginele, față de cât spune textul atât de documentat, încât foarte mulți termeni necunoscându-i, am apelat la un glosar spre lămurirea noastră și nu numai a noastră, ci și a celor care vor căuta, poate prin bibliotecă, cartea. O bibliografie bogată, dar din care am selectat doar ce am crezut noi că este mai comod de găsit și de utilizat. Amintind de primele cărți de etnografie și de port popular din secolul XIX, continuând cu o bogată colecție de publicații, inclusiv reviste, studii și cercetări, făcute și prin unitățile Academiei, institutele Academiei, dar și de oameni
care pur și simplu au iubit costumul popular, fie el românesc. Ca o curiozitate pe care unii dintre noi astăzi nu ne facem că nu o înțelegem, deși suntem de acord că prin diversitate putem demonstra și realiza mai mult, prin anii 1920, femeile maghiare, reunite și ele într-un cerc al gospodinelor, precum cel inițiat de Regina Maria, s-au hotărât și au purtat porturi populare românești, contese maghiare îmbrăcate în costum popular românesc. O mai mare toleranță și încredere în gustul și bunătatea, credința românului, nu cred că se poate vedea. În carte se pot admira. De asemenea, am să vă spun, pentru că e prea frumoasă, e prea bogată ca să-mi înghit cuvintele. Să vedeți costumele armenești, costumele specifice evreiești, ne referindu-ne la zona noastră, italienii care au venit la sfârșitul secolului XIX ca muncitori, lucrători în piatră și la pădure și s-au stabilit aici, creind apoi pentru noi monumente. Să nu uităm că scările sunt construite pe scările de acces spre platou, sunt construite de italieni. Teatru, la fel, monumentul eroilor din Piatra Neamț și nu numai din, poartă nume prestigioase de italieni. De unde se vede iarăși că ne-am împletit noi românii existența cu cei care au trecut pe meleagurile noastre, inclusiv cu rușii. Dacă ne uităm la unele din bisericile noastre, vedem că poartă ceapa tipic rusească, turla de tip slav. Și pentru că am prea puțin colecționar aici, înainte de 90, în Piatra Neamț, scriptic, eram peste 1000 de colecționari de filatelie. Pasiunile erau de ajuns delimitate. Nu aveam înainte de 90 decât un film, un teatru și o carte. Și pasiunile pentru unii, cartofilia, filatelia, numismatica, arta sau plimbatul pe munte, urcatul și confruntarea forțelor proprii și înțelegerea cu natura, care se regăsește și în costumele noastre populare. Prietenul meu îmi face semn că ar trebui să încheiem. Încheiem. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat în poate prea scurta prezentare. Vă mulțumim pentru prezență și vă invităm din când în când, fiind și la un târg de carte, nu numai să vă uitați la cărți, ci să treceți pe lângă ele, să le mângâiați cu privirea, cu mâna și apoi să scoateți portofelul și din când în când să cumpărați o carte pe gustul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Întrebări? Nu. Vă mulțumim. Privitul este gratis. Puteți să vă uitați, dar nu avem la vânzare decât o singură carte, Purtau românește.